Salutare, prieteni! Numele meu este Dodo Mesaro și fac vloguri de călător. Dodo, iar ai lăsat vasele nespălate! Nu cred că o să te maturizezi niciodată! Deci sunt un imatur? Imatur, nu? Imatur aș fi dacă aș merge să-l caut pe Moș Crăciun. Păi îl caut pe Moș Crăciun! Am nevoie de ajutoare, am nevoie de cineva care știe tot, cu niște oameni care cunosc toată România. Curier Moș Crăciun. Fan curier, curier oficial al Moș Crăciun. E clar asta, este, îl sunăm pe Cristi. Salutare, ce faci? Sunt în baie. Serios? Cristi, scurt și la obiect. Vreau să merg să-l caut pe Moș Crăciun. Ok. Vii cu mine? Vin. Merge. Mă bazez pe tine, te bagi. Perfect, te sun pentru detalii, pregătește-ți bagajul. Asta o să fac și eu. Trebuie ceva mai... Lăsând gluma la o parte, clar o să fie bagaje și alte cele necesare, însă partea cea mai interesantă, cred eu, sunt echipamentele cu care o să filmăm. Așa arată echipamentele pe care o să le folosim. Le strâng pe toate astea în rucsac. Îl iau pe Cristi și am plecat la fancurier. Ești nebun la cap, chiar facem chestia asta? Mergem în căutarea lui Moș Crăciun? Plecăm în căutarea lui Moș Crăciun! Uuuu! Am ajuns la fancurier la Apoviță, cred că o să și ningă. Ceva mă face să cred că începând de anul ăsta, moșul o să mai zică ho, ho, ho și o să zică do. Se lucrează. Trebuie să aflăm informații unde ar putea să fie Moș Crăciun prin România. Scuze, l-ai văzut cumva pe Moș Crăciun? Ai vreo informație în sensul ăsta? Scuze, dar chiar mă întreabă. Am foarte multe curente de expediat și... dacă mă super, te expediezi și cu tine. Iartă-mă, te rog mult de tot, fă-ți treaba acolo. Salut! Salut! Ai vreo informație? Știi cumva dacă, nu știu... L-ai văzut cumva pe Moș Crăciun prin România sau mă poți ajuta cu o informație? Cred că știu unde se află, că mă aștept să-mi și o mapă. Păi, dar nu am, dar nu... Nu puțin, că am o informație. Intră în mașină? Da. Deci, să deschid un telefon Google și scriu... 41... Da. 000... 000... 1. 1. Enter. Cod poștal, județul Bihor. Vrei să spui că trebuie să plec la Oradea? Exact. Bun, și ajung la Oradea și fac ce? Cum pot afla mai multe informații? Ce să... Accesezi pagina de Facebook pe fancurier. Așa. Faci un live de pe ea. Da. Și dau colegii mei mai multe informații acolo. Adică primesc alte indicii. Exact. Adică vrei să spui că o plec și nu o să știu nimic, doar mă ghidez afli după indicii. Afli mai multe acolo. Atât poți să-ți oferi. Începe distracția. Mersi mult de tot. Cristi! Bă, Cristi! Plecăm la Oradea, fratele meu, de la București la Oradea, îl căutăm pe Moș Crăciun. O să facem un live pe Facebook. Când? Cineva, duminică. Duminică. Deci până duminică trebuie să ajungem la Oradea, live pe Facebook, primim alte indicii și Dumnezeu cu mila, cum se zice în Ardeal, vedem încotro ne îndreptăm.